Municipiul Târgu Jiu a trecut de pragul de 6 infectări la 1000 de locuitori, ceea ce înseamnă că vor fi aplicate noi restricții. Datele oficiale arată o incidență de 6,14, adică 579 de persoane confirmate pozitiv. Astfel, masca devine obligatorie în spațiile publice, programul magazinelor se reduce până la ora 22 în weekend, restaurantele vor fi deschise la jumătate din capacitate, pentru cei vaccinați sau trecuți prin boală, nunțile și botezurile vor avea loc cu maxim 200 de invitați vaccinați sau trecuți prin boală. De asemenea, se instituie carantina de noapte, când se poate circula doar cu declarație, măsură de la care sunt exceptați vaccinații. În ultimele 24 de ore au fost raportate 5 decese și 183 de persoane nou confirmate cu COVID. Guvernul Cioloș a fost respins la votul din Parlament. Nu au lipsit atacurile între reprezentanții formațiunilor politice parlamentare. Acuzele au curs de la tribuna Parlamentului. E clar că acest guvern nu are cum să treacă. Știe și domnul Cioloș, știe toată lumea. Este o bătaie de joc la adresa românilor. Nu putem accepta un ministru al sănătății care este părtaș la acest dezastru sanitar. Dar trebuie să punem urgent ceva în loc. De aceea, fac un apel către toți șefii de partide, prezenți sau neprezenți în această sală. Vă cer să ne întâlnim imediat și să găsim împreună o soluție pentru a scoate România din criză. Gata cu politica, nu se mai poate așa. Trebuie să facem altceva. Trebuie ca politicienii să facă un pas în spate și să aducem specialiști și experți în sănătate care să vină urgent cu un proiect prin care să reducem numărul de morți. Ce observ eu din discursurile PSD de astăzi și ale PNL din spațiu public este că încercați să vă scuzați pentru ceea ce n-ați putut face în ultimii 30 de ani. Și încercați să acuzați un partid înființat de 5 ani de zile că nu a făcut în 8 luni de zile cu 17% ceea ce dumneavoastră n-ați făcut în mod repetat de 30 de ani. PNL a preferat să câștige timp pentru un cabinet Câțu 2, pierzând timp pentru români și pentru România. PSD plânge pe umerii românilor, dar îi lucrează pe la spate cu frații de ipocrizie din fostul USL. Vă dați fițuica de la unul la altul, copiindu-vă erorile fără de legile și calculele meschine de putere. Nu pentru că am propus noi un premier, au murit și mor în continuare oameni de COVID, ci pentru că trageți voi, PDL și PSD, de timp în speranța găsirii unei formule care să vă salveze interesele de grup și cât de cât zestrea electorală rămasă. Domnilor de la PSD, v-ați lăudat că ați câștigat alegerile, că sunteți capabili să faceți un guvern responsabil, dar n-am văzut că aveți nicio propunere la Cotroceni, ci pentru că continuați să vă respectați înțelegerile pe sumasă cu cei de la PNL. Colegii de la PNL, ați compromis ideea de reformă, ați blocat reforma justiției, ați abuzat fondul de rezervă, ați cumpărat prin PNDL 3 susținere forțată uitând de criza sanitară, la fel cum făcea PSD pe vremuri și totul se revinovat. Doar 88 de parlamentari au votat pentru echipa propusă de Dacian Cioloș. Ca să treacă, era nevoie de 234 de voturi. Numărul total al deputaților și senatorilor, 466. Numărul deputaților și senatorilor prezenți, 343. Numărul total de voturi exprimate, 272. Numărul de voturi anulate, 0. Numărul total de voturi valabile exprimate, 272, din care voturi pentru acordarea încrederii guvernului, 88, voturi contra acordării încrederii guvernului, 184, abțineri 0. Potrivit prevederilor articolului 103, alineatul 3 din Constituția României Republicată, Parlamentul acordă încrederea guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor, adică minim 234 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că din totalul de 466 de deputați și senatori, 88 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde încrederea guvernului, programului și listei guvernului prezentate de domnul
Dacian Julien Cioloș. Odată cu respingerea guvernului propus de USR, urmează noi negocieri și noi propuneri de premier din partea partidelor parlamentare. Liderii minerilor care protestează în piața prefecturii de la Târgu Jiu pentru deblocarea legii pensiilor amenință cu proteste extreme în fața guvernului. Angajații CEO acuză reprezentanții guvernului că nu au început elaborarea documentației pentru emiterea unei ordonanțe de urgență care să deblocheze legea. Este, dacă vreți, un fel de variantă de rezervă, un ultimatum. Pentru că, așa cum spuneam, au trecut deja 3 luni de zile de când legea a fost publicată în Monitor oficial și iată că guvernul nici acum nu vrea să o aplice în scopul, în spiritul pentru care a fost creată această lege. Trebuie să facem acțiuni sindicale pe toate fronturile, acțiuni sindicale legale pe care ni le permite legea, în așa fel încât să punem pe presiune publică, pe guvern, iar guvernul ăsta, așa cum este el, interimar, eu știu, nu știu, de formă, dar în tot acest timp până când se va vota un nou guvern sau se va instala un nou guvern cu atribuții depline, noi trebuie să limpezim apele în așa fel încât ei deja, dacă se confirmă ce au spus funcționarii de la Ministerul Muncii și Casei Naționale de Pensii, în sensul că legea nu are nimic, dar i-ar mai trebui o ordonanță de guvern care să adauge o frază care să facă referire la retroactivitate, păi atunci acea ordonanță de guvern deja să fie tipărită. Liderii minerilor și energeticienilor spun că deja se fac pregătiri pentru luna viitoare când protestatarii au decis să meargă în fața guvernului. Nu vom ezita să recurgem și la forme extreme de protest, spune Manu Tomescu. Deja noi ne organizăm cu mașini, cu libere, cu zile de concediu, ne facem calendarul pentru luna noiembrie în așa fel încât atunci să fim în fața guvernului, nu vom ezita să recurgem și la forme extreme de protest, pentru că v-am spus, dacă vom ajunge în luna decembrie, ne putem lua gândul că această lege se va aplica în acest an. Dacă nu vom reuși să pe celelalte, eu știu, planuri de luptă, aceste întâlniri de la București cu Ministrul Muncii, cu cei de la Casa Națională de Pensii, dacă nu, eu știu, guvernul va fi în continuare rău intenționat, ăsta care este sau cel care va fi nou, atunci noi trebuie să fim pregătiți și pe 15 noiembrie să ne ducem peste ei la București. Protestele pentru deblocarea legii aprobate în această vară s-au extins și în alte județe ale țării. Minerii și energeticienii au pichetat în Craiova, Râmnicu, Vâlcea și Iași. Reprezentanții Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu au dezmințit azi informațiile potrivit cărora la instituția din municipiu ar fi un focar de COVID. Aceștia spun că un singur angajat este contaminat cu coronavirus pe care l-ar fi contactat în alte împrejurări, nu din teatru. Erau date acolo și cazuri și, mă rog, persoane infectate și așa mai departe. Aș vrea să precizez faptul că în acest moment, când vorbim, avem un singur caz confirmat de coronavirus în rândul angajaților Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. E vorba de colega noastră Mirela Toma din compartimentul administrativ, care, e adevărat, este internată în spital pentru siguranța domniei sale, dânsa a contactat virusul dintr-o altă sursă, nu are legătură cu ceea ce s-a întâmplat la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. De asemenea, mai avem o colegă care este izolată, e vorba de Filofteia Popescu, Adi Popescu, suflarea noastră, care este izolată din simplul motiv că a fost în echipa care a mers la Festivalul Internațional de Teatru de la Chișinău. Ea a reușit să-și facă doar prima doză de vaccin, deci nu are schema completă și atunci legea spune că o persoană care vine dintr-o zonă roșie va fi izolată și nu are schema completă de vaccinare, va fi izolată la domiciliu pentru o perioadă de 2 săptămâni. Ea s-a testat înainte să plece de la Chișinău către România, are un test negativ, însă aceasta e legea și o respectăm. A mai avut, e adevărat, în trecut, dar de ieri nu mai este pozitivă, are teste negative și a ieșit din
această morișcă a COVID-ului cu bine, fără probleme. Colega noastră, actrița Monica Sfetcu, ea este negativă acum când vorbim și ieri era tot negativă. S-a mai scris de Mădălina Ciobănuc-Brehuță că este în izolare, a fost în izolare și a respectat toate aceste măsuri pentru că a avut contact cu Monica Sfetcu și acestea sunt regulile. A stat în izolare, dar Mădălina Ciobănuc-Brehuță nu a avut COVID, nu a avut nicio problemă, doar a stat în izolare pentru a respecta regulile aflate în vigoare. Reprezentanții teatrului spun că măsurile de siguranță sunt foarte stricte la instituția de cultură. Vreau să mai subliniez o dată faptul că la noi la teatru încercăm să respectăm măsurile foarte riguros și să ne asigurăm că niciun spectator sau niciun coleg de-al nostru e pus într-o situație în care să fie predispus să se îmbolnăvească, se dezinfectează spațiul, avem lămpi cu raze UAV care folosesc la dezinfectarea spațiilor, încercăm să păstrăm toate condițiile și să lucrăm și să ne bucurăm împreună de proiecte culturale, dar cel mai important, în siguranță în această perioadă de pandemie. Din cauza pandemiei, activitatea teatrului din Târgu Jiu a fost blocată foarte mult timp, spectacolele riscând să fie suspendate din nou. Un tânăr de 33 de ani a fost reținut după ce a luat cu forța cheile și telefonul iubitei. Femeia l-a reclamat la poliție, iar oamenii legii au întocmit dosar penal pentru tâlhărie. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă a LPJ Gorj un tânăr de 33 de ani din comuna Văgiulești, bănuit de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. În cercetările efectuate de polițiști a reșit faptul că în cursul zilei de ieri, bărbatul, în timp ce se afla pe strada Minerului din municipiul Motru, ar fi exercitat acte de violență asupra concubinei sale, iar în timpul conflictului i-ar fi smuls din mână telefonul mobil și cheile de la mașină. Totodată, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu față de bărbat pe o perioadă de 5 zile. Tânărul reținut pentru tâlhărirea iubitei va afla dacă rămâne în arest sau dacă anchetatorii iau o altă măsură. Polițiștii din Târgu Jiu au depistat un șofer care conducea beat criță. Bărbatul a fost oprit în trafic de un echipaj al poliției rutiere, iar testul efectuat a arătat o concentrație de 1,66 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, biroul rutier, au identificat în trafic un bărbat de 51 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Narciselor, având o concentrație de 1,66 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Tot ieri, polițiștii au mai depistat un conducător auto care conducea având o concentrație de 0,50 de mg per litru alcool pur în aerul expirat. Gorjenii cumpără pachete turistice în această perioadă pentru stațiunile balneare. Reprezentanții agențiilor de turism spun că prețurile sunt mai mici în extrasezon. Turoperatorii spun însă că rezervările nu se mai fac pe termen lung din cauza riscului de lockdown a anumitor zone. Avem solicitări pentru băile Herculane, Govora, Călimănești, Căciulata și băile Felix. Prețurile sunt puțin mai mici în această perioadă și așteptăm turiștii să vină pentru a-și procura biletele. După această perioadă foarte grea pentru agențiile de turism, în momentul de față noi suntem puși în situația de cu aceste rezervări să fie făcute cu maxim 7-10 zile înainte de plecarea turiștilor spre locul de destinație al concediului. Operatorii de turism au scos deja ofertele și pentru sărbătorile de iarnă, destinațiile fiind atât în țară cât și în zone exotice. Un nou atac al prefectului la adresa conducerii serviciului de ambulanță Gorj. Marcel Iacobescu a acuzat în ultima perioadă incapacitatea managerului Claudiu Constantinescu de a angaja personal. La serviciul de salvare este deficit de medici și, în ciuda concursurilor anunțate, nu au fost doritorii care să se angajeze pe posturile vacante. Prefectul Iacobescu spune că ceea ce lipsește este strategia. Sunt soluții, am mai spus la un moment dat, am dat exemplu, se pot aduce medici chiar din afară. Până la urmă se pot detașa medici din secția ale spitalului unde nu există adresabilitate. Soluții sunt. Totul este ca cineva să vrea să facă treaba acolo. Atâta timp cât tu nu te plângi, nu faci demersuri, nu înaintezi documente, nu se întâmplă nimic. Dacă ne complacem în situațiile pe care le găsim la un moment dat în anumite locuri, o să rămânem în continuare la fel.
Serviciul de ambulanță Gorj a fost în centrul unor scandaluri în ultimul an, fiind efectuate verificări din partea corpului de control al prefectului și chiar al ministrului sănătății. Istoria comunismului povestită pentru bolnavi mintali, piesa de teatru ce poartă semnătura lui Matei Vișniec, în regia lui Slava Sambriș, se va juca pe scena teatrului Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Pentru premiera piesei, programată duminică de la ora 19, nu mai sunt bilete. În sală, numărul de spectatori este limitat din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Accesul este permis pentru un număr maxim de 40 de spectatori, fiindcă se joacă cu publicul pe scenă, dar în condiții de distanțare, conform normelor. Accesul este permis și abonaților la Listița Romanescu. Regizorul Slava Sambriș a studiat și apoi a predat la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău și a obținut numeroase premii la festivaluri de teatru și film, punând în scenă piese de teatru în Rusia și Japonia. Experimentul eșuat al cele mai bune lumi posibile. Asta a vrut să facă comunismul, de fapt, să transforme omul, să devină, adică, homo sovieticus. Pentru mine este important, e o lecție de istorie și e important să se repete, pentru că, adică să ne reamintească de anumite lucruri care s-au întâmplat, pentru a învăța, pentru a nu uita ce a fost. Cei care vor să vadă piesa de teatru Istoria comunismului povestită pentru bolnavi mintali o pot face la următoarele spectacole pe care reprezentanții teatrului vor să le planifice în perioada următoare. Vremea în județul Gorj va rămâne caldă cel puțin pentru zilele următoare. Soarele va fi prezent pe cer, iar norii par să dispară. În Târgu Jiu, ziua de joi aduce temperaturi maxime de 15 grade pe timpul zilei, iar seara minima va coborî la 5 grade. La fel și în Motru, unde maxima va fi înregistrată la 15 grade Celsius, iar minima serii va fi de 5. La Bumbei Jiu, ca de obicei, va fi ceva mai răcoros. 12 grade va fi maxima zilei de joi, urmând ca seara minima să ajungă la doar 4 grade. La Novaci, soarele va fi prezent pe cer toată ziua, iar maximele vor fi de 16 grade. Seara se va mai răcori, iar minima va fi de 5 grade. Iar la Rovinari, ziua de joi aduce și aici temperaturi de 15 grade pe timpul zilei, urmând ca seara minima să coboare la 5 grade Celsius.